taxa de mediu a fost introdusă și în cazul mașinilor Euro 6, în condițiile în care, până acum, autovehiculele de acest gen erau scutite de plata acesteia. Mai mult, transportatorii spun că ordinul cu pricina a apărut fără să fie mediatizat în prealabil și fără a fi publicat în monitorul oficial. Mașinile Euro 6 de o lună de zile trebuie plătite acea taxă de mediu. Nimeni n-a ieșit pe post să anunțe de ce, de ce se plătește această taxă, fiindcă la început, când s-a pus taxa de mediu, a spus că mașinile Euro 6, autoturisme și camioane, sunt scutite de această taxă. Deci cum încurajează acest guvern investițiile? De deci, ce ei vorbesc că scad taxele de din 2016-2017, dar pe, pe, pe sub ușă, pe sub masă, ei cresc aceste taxe? Care, în opinia mea, e foarte grav. Și ca credibilitatea acestui guvern și ca chestie financiară. Noua taxă este stabilită în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. La mașinile mici, suma ce trebuie plătită este de 2300 de euro, în timp ce în cazul camioanelor ea poate ajunge până la 800 de euro. Care a fost motivația introducerii acestei măsuri? Nu există o motivație, există pe sub, s-a dat un ordine de ministru care n-a nici motor oficial, n-a prunit S-a primit la finanțe o, o, circulară care de acum trei săptămâni orice mașină Euro 6 trebuie taxată. Cu această taxă de mediu. Această doamnă Romana Plum, care mașinile fiului, fiului ei sunt matriculate în Bulgaria. E culmea ipocriziei ce poate să facă această, acest ministru. Ordinul privind introducerea taxei de mediu se aplică de aproximativ 3 săptămâni.